A început festivalul șerpilor, sărbătorit în fiecare an în Italia. Mii de vizitatori au luat parte la procesiunea religioasă organizată în satul Cucolo. Sfântul Dominic este considerat protectorul celor mușcați de șarpe. In onore di San Domenico Abate, fascino e religione si incontrano in questa celebrazione dalle antichissime origini che unisce fede e curiosità. Satul din munții Abruzzo găzduiește în fiecare an, după obicei, procesiunea religioasă pe data de 1 mai. Potrivit ritualului, statuia Sfântului Dominic de Sora părăsește biserica pentru a fi plimbată pe străzile satului, însă nu înainte de a fi acoperită de șerpi adunați de locuitori în săptămânile precedente. Cei din satul Cocolo țin șerpii capturați chiar în propriile lor case până în ziua cea mare. După încheierea procesiunii, reptilele sunt eliberate în natură în locul în care au fost găsite. Sfântul Dominic a trăit în sat în jurul anilor 1000 și este protectorul celor mușcați de șarpe. Festivalul cu șerpi are originile într-o sărbătoare antică dedicată zeiței romane Angiția, despre care se credea că avea puteri de vrăjitorie, mai ales când era vorba despre mușcăturile de șarpe. Ca în fiecare an, mii de vizitatori din peninsulă și din străinătate participă la spectacol. Evenimentul este o adevărată surpriză pentru oaspeți, mai ales că este unul dintre rarele momente în care oamenii interacționează pașnic cu reptilele.